Nu aș fi crezut niciodată că voi ajunge să trăiesc o asemenea situație. Însă nepotul meu s-a îndrăgostit de mine când a fost la mine în vizita. Dar haideți să începem cu începutul. Mă numesc Laura. Am 45 de ani și trăiesc de ani buni în liniștea satului, într-o casă mică, dar plină de amintiri. După ce fiica mea s-a mutat la oraș și și-a făcut o familie, am rămas aici singură, cu treburile zilnice, grădina și animalele care nu umplu timpul. Nu mă plâng. Aici, în mijlocul naturii, am găsit o pace pe care agitația orașului nu o poate oferi. Din când în când, familia mea mă vizitează, iar vara trecută am avut o surpriză. Nepotul meu, Andrei, a venit să stea la mine câteva săptămâni. Era o vizită care mă bucura mult, mai ales că nu-l mai văzusem de ani de zile. Andrei avea acum 20 de ani, un tânăr înalt, cu o privire serioasă, dar și un aer de inocență, așa cum mi-l aminteam de când era mic. Când a ajuns la mine, am fost uimită de cât de mult crescuse. Am petrecut primele zile împreună plimbându-ne prin sat, vorbind despre viață, despre facultatea lui și despre planurile lui de viitor. Era un băiat deștept, ambițios, și mă simțeam mândră de el. Dar, pe măsură ce zilele treceau, am început să observ ceva ciudat. Începuse să fie tot mai atent la mine. Îmi făcea complimente la fiecare pas, se uita la mine într-un fel în care nu mi s-a mai întâmplat niciodată. La început, am pus asta pe seama faptului că probabil era doar o perioadă trecătoare. Poate că se simțea singur, departe de oraș, și avea nevoie de cineva cu care să vorbească. Însă, lucrurile au început să devină din ce în ce mai evidente. Într-o seară, stăteam afară, pe terasă, admirând cerul senin. Când Andrei s-a apropiat de mine, s-a așezat pe scaunul de lângă mine și m-a privit într-un mod care m-a făcut să mă simt incomod. A început să-mi spună cât de mult îi place să fie la mine, că mă vede ca pe o femeie specială, diferită de toate celelalte. Am încercat să râd, să fac glume și să schimb subiectul, dar el a continuat: Tu nu ești doar mătușa mea ești mult mai mult decât atât. Nu știu cum să-ți explic, dar simt ceva pentru tine, ceva ce n-am simțit niciodată pentru altcineva. Cuvintele lui m-au lăsat fără glas. În acel moment, mi-am dat seama că situația era mult mai serioasă decât credeam. Am simțit cum mi se strânge inima și am căutat cuvintele potrivite să-l fac să înțeleagă cât de nepotrivit era totul. Andrei, nu știu ce-ți trece prin minte, dar ceea ce spui nu e bine. Eu sunt mătușa ta, iar între noi nu poate exista nimic mai mult. Poate te simți confuz acum, dar trebuie să înțelegi că sentimentele acestea nu sunt corecte. El a insistat, încercând să ne explice că nu contează legătura de rudenie, că e mai matur acum și că sentimentele sale sunt reale. În acel moment, am simțit că pierd controlul asupra situației. Nu știam cum să reacționez. Era ca și cum mă aflam într-un vis ciudat, iar realitatea era complet deformată. Am încercat să mă distanțez de el în zilele care au urmat. Mă simțeam extrem de incomodată de prezența lui, dar în același timp nu voiam să creez o atmosferă tensionată. Încercam să port discuții banale, să-l implic în treburi care să-l țină ocupat, însă ori de câte ori ne întâlneam. Simțeam că tensiunea dintre noi creștea. Într-o seară, când eram la cină, Andrei a încercat din nou să-mi vorbească despre sentimentele lui. În acel moment, am realizat că nu mai pot continua așa. Trebuia să pun capăt acestei situații incomode. Am avut o discuție serioasă cu el, i-am explicat cât de nepotrivit era tot ce simțea și că trebuie să-și canalizeze emoțiile în altă direcție. Andrei. Înțeleg că poate ești confuz, dar te rog să-ți dai seama că ceea ce simți e greșit. Noi suntem familie și trebuie să respectăm această legătură. Nu vreau să te rănesc, dar nu pot să accept ceea ce îmi spui. După acea discuție, Andrei a plecat mai repede decât plănuise inițial. Am rămas cu o senzație de ușurare, dar și de tristețe. Nu voiam să stric relația cu nepotul meu. Dar știam că trebuie să mi protejez și propriile limite. Nu i-am povestit nimănui despre această întâmplare, nici măcar fiicei mele. Simțeam că e un secret pe care trebuie să-l păstrez, dar și o lecție dureroasă despre cum uneori viața îți oferă surprize neplăcute de la oamenii la care te aștepți cel mai puțin.